Dacă ne-a oferit un interviu emoționant despre cea care i-a dat viață, deși azi nu mai poate să spună cuvântul mamă, nu ia nicio decizie în viață fără să se gândească la îngerul care o veghează din cer. Prima dată când Dedan participă sau vine cu mine și chiar mă bucur, chiar îi spuneam în mașină că mă bucur foarte tare că seara asta este alături de mine. Cum l-ai făcut să vină? Am înțeles că l-ai făcut așa, ai folosit o tactică. Exact, noi am venit din parc, direct din parc și am spus că vom merge într-un loc unde vor fi și dulciuri și după cum se vede, a mers minta. Nu însoțești pe mami? La evenimente nu-ți place? Nu. De ce? Că nu vreau. Nu vrei? Spune-mi, soțul tău unde este acum, de 8 martie? Gabi este la Craiova, după cum ne-am obișnuit și eu deja sunt obișnuită, el cam lipsește la cele mai importante momente din viața mea. Dar e în regulă. Există momente când îi reproșezi chestia asta? Să știi că în proporție de 90% nu. Pentru că știu ce înseamnă și sunt alături de el. Aseară ne-am întors de la Craiova, de să zicem că am luat în avans ziua de 8 martie. Am înțeles. Spune-mi, Elena, care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de 8 martie de la soțul tău? Băi, să știi că nu știu acum. De obicei îmi trimite flori, că de cele mai multe ori nu este acasă. Florile, nu cred că trebuie să primești nu știu ce cadouri, când gestul în sine e cel care contează cu adevărat. În primul rând, avem o vârstă, suntem doi oameni maturi, după cum am mai spus, știm pentru ce el este plecat, dar uite, eu abia am terminat sesiunea la facultate și mă ajută, chiar dacă este plecat, el mă ajută. Edan a stat o săptămână cu el la Craiova, când eu am avut examenele, deci chiar dacă e plecat, eu nu-i simt musai lipsa. Edan? Mi-ai făcut surpriză pentru mâine? Ce mi-ai făcut? Un cadou. Un cadou? Și ce e acest cadou? E o carte care am de o poză și acolo scrie că te iubesc. Da, de la Sofia deja am primit, așa că aștept mâine de la Edan. Mama, încă nu ți-am spus că nimic nu-i mai presus decât un semn tu pentru mine. Mâine 8 martie ar fi fost ziua mamei mele, ar fi făcut 61 de ani și facultatea pentru ea am vrut să o termin. A fost dorința ei. Deci este una dintre dorințele pe care ai vrut să îi le faci mamei tale. Da, îmi pare rău că nu poate să vadă. În luna iunie voi avea cursul festiv și mi-aș fi dorit foarte mult să fie prezentă, dar mă bucur că vor fi cei doi copilași ai mei și oricum știu că ea se va bucura și se bucură pentru mine și pentru tot ce a realizat până în momentul de față. Dar da, este un omagiu adus ei. Voi toți știți că este un subiect super sensibil pentru mine, dar nu e cazul să plâng aici. Cum să-mi alin dorul? Îți dai seama că nu ai cum niciodată să treci peste așa ceva. Dar încerc să fac lucruri care ar fi bucurat-o pe ea. Mamă, îți mulțumesc a mie oară. Ai fost acolo de câte ori am dat de greu.